La clape. Bună seara, Claudiu Rusu Tobe. Ioana Voce. Bogdan Chitară. Andrei Chitară Bas. Hai, cine răspunde la a doua întrebare? Care este direcția muzicală a grupului Basic? Un stil pop-rock cu mai multe influențe, nu știu, din Natalie Imbruglia, din Heart, din mai multe trupe. Ne axăm mai mult pe stiluri astea mai calde din cauza că avem solista care trebuie să-i găsim și ei ceva să cânte. Da, care se impune prin... De obicei, noua generație nu prea are treabă cu popul, de obicei tânăra generație nu prea are treabă cu muzica mai soft. Ați ales această orientare și pentru faptul că aveți o solistă vocală? Da, sigur, a influențat, faptul ăsta a influențat orientarea trupei, dar în general nouă ne place ce cântăm, deci nouă cântăm ca să fim altfel decât, eu știu, dance sau decât alte... Nu vreau să zic că nu suntem tocmai soft, adică nu vă imaginați că venim pe scenă să dăm din mâini, dar... Când e vorba de pop, e în general soft. Nu, da, asta e, nu cântăm pop. Na, nu știu dacă a zis ceva pop. Este, da, e un aproximativ... E în primul rând rock. Noi vrem să cântăm rock, dar nu suntem foarte gălăgioși, pentru că asta sunt. Asta e, dar în principiu cântăm ce ne place și ce credem noi că ne prinde. Spuneți-mi în câteva cuvinte, ce vă place? Păi ce ne place? Ne place rock-ul. E foarte vag spus. Fiecare are gusturile lui. Împărțim în mare... Nu știu, gusturi comune la muzică, spuneți și voi ceva, Toto, Dream Theater, Metallica... Ai nu uitat de Dave Weckl, tocmai tu, domnul Tobar care e așa? Da, da. Are o obsesie, are o problemă cu Dave Weckl. Da. Ascultați voi Toto? Adică n-avem față, nu? Ce ai ne face? Da, nu e cistită. Asta se cheamă... Da, ascultăm și noi Toto, sigur că ascultăm, de ce nu? E o trupă, da, e o trupă mai ales pentru voi care, nu știu, pare din epoca mezozoică pentru foarte mulți. Dar hai să vorbim puțin despre ce faceți voi acum. Pe unde ați mai cântat și cum e live grupul Basic? Pot să spun eu acum o părere despre cum e live grupul Basic? Nu prea, dar în general părerile celorlalți, exact, e bine să lași pe alții în direcția asta, dar... Din ce am auzit de la alții, suntem bine primiți. Noi nu cântăm, suntem la început de drum, din punctul ăsta de vedere. Nu suntem foarte lansați și de-aia ne aflăm aici. Și ideea e că noi cântăm... Să răspund la întrebare. Da, la întrebare. În general, noi nu suntem foarte lansați. De asta și ne și aflăm unde ne aflăm aici. Noi cântăm... cea mai mare parte a timpului la Club Live, la noi, la Câmpina, și acolo locul, deși e mic, adică pentru că e mic, aș putea zice, se umple foarte bine și suntem apreciați, suntem bine apreciați acolo, deci nu pot să-ți răspund la întrebarea aia cu cum se vede trupa din afară, cântând live, pentru că nu e dreptul meu, e al altora, știi? Și în rest, da, am ieșit și din oraș, am fost în împrejurimi, mă rog, spectacole așa de mică amploare. Cam așa ceva, nu... Începutul este încă. Hai zi-mi un motiv pentru care publicul ar trebui să vină la un concert al vostru sau pentru care publicul, să spunem, într-un viitor apropiat, ar trebui să cumpere un produs al vostru. Eu trebuie să răspund. Chiar vreau să zic că e o întrebare foarte greuță. De ce ar trebui să vină? Nu ar trebui să vină, asta e. Pentru că noi nu vrem să forțăm oamenii să vină la concertul nostru, ceea ce cred că nu vrea nimeni să facă în definitiv. Ar trebui să vină dacă vor, pentru că noi cântăm pentru ei și asta se cunoaște în general în live-uri, se cunoaște foarte bine pentru că comunicăm cu ei, se creează o atmosferă și o relație foarte bine între trupa Basic și public și pentru asta cântăm, pentru asta încă existăm și după 2 ani și pentru asta vrem să mai existăm și de acum înainte, pentru ei.